Leo Grozav a criticat în cadrul conferinței de presă de după partida pierdută cu FCM Baia Mare strategia clubului, pe care o consideră una greșită din toate punctele de vedere. Tehnicianul spune că echipa trebuie să se adune și să strângă puncte pentru a prinde play-off-ul, iar în pauza competițională este nevoie de întăriri. Din punctul meu de vedere, cred că s-a greșit strategia în vară atunci când s-a pornit la acest obiectiv. Din toate punctele de vedere, pentru că nu este permis să nu ai jucători de zonă centrală, juniorii care, sigur, sunt așa cum sunt, dar nu, sunt foarte multe probleme. Sper că în cel mai scurt timp să încercăm până la finalul campionatului sau până la finalul stagiunii de iarnă să acumulăm cât mai multe puncte, măcar să prindem acest play-off și apoi este clar că trebuie să avem alt nivel de pregătire, poate și jucători, mai mult ca sigur și jucători pe anumite posturi. Din punctul meu de vedere, n-am venit la media să mă fac de râs. Voi face tot ce depinde de mine să promovez această echipă și sunt convins că dacă voi fi sprijinit, putem să ne atingem acest obiectiv. Dar este imperios necesar să aducem și jucători care pot cu adevărat să ajungă la acest obiectiv. Gazmetan se află în prezent pe poziția 8 a clasamentului Serie A 2, în afara play-off-ului.